Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. După miezul nopții, pe TVR1 puteți urmări filmul The Pact. Producția spune povestea a două surori care se întorc în casa părintească după decesul recent al mamei lor. Aici vor afla tot felul de secrete din trecut și se vor confrunta cu prezențe malefice care vor să pună stăpânire pe ele. You live 16 years in this house. You have no memory of this room. De la ora 20, HBO prezintă filmul Enough Said, cu Julia Louis-Dreyfus și James Gandolfini. Ca să încerce să uite de faptul că fiica ei se pregătește să părăsească cuibul pentru colegiu, o masioză divorțată începe să se întâlnească cu un bărbat drăguț cu care se simte bine. Dar în curând, ea descoperă că acesta este fostul soț al noii sale prieteni. What about you? Do you have a boyfriend? Yeah. What's he like? He's funny and comforting. Want a kiss? And sexy to me? Yeah. My ex-husband and I have zero in common, and I was completely repulsed by him sexually. Oh, God, no. Just a sec. Marianne, please pick up the phone. Albert. Hi. Remember that new client of mine? Well, it turns out she is Albert's ex-wife. Stop seeing her, please. I don't have anybody I can bitch to. You can completely bitch to me. It was very clumsy in bed. Oh, my hair! My hair! Okay. Oh. He'd go on so many diets, and then he would cheat. Ain't that a kick in and he has no friends. I have lost all perspective. I've been listening to this woman say the worst things about the guy that I'm starting to really like. AXN prezintă de la ora 21 filmul SWAT, cu Samuel L. Jackson, Olivier Martinez și Colin Farrell. Jim Street, un fost membru al echipei SWAT și partenerul său, Brian Gamble, sunt eliminați din echipă în urma unei decizii controversate pe care au luat-o în timpul unei acțiuni cu luare de ostatici. Dezgustat, Gamble își dă demisia, dar lui Street îi se oferă șansa de a se reabilita și de a purta încă o dată privilegiata uniformă SWAT pentru a face parte din echipa care escortează în afara Los Angelesului un celebru lord al drogurilor. De la ora 22 pe National Geographic Channel puteți urmări documentarul Cosmos, Odisee în timp și spațiu. Serialul inventează noi moduri de narare științifică pentru a dezvălui grandoarea universului și reinventează elemente populare din serialul original prezentat de Carl Sagan. Cele mai profunde concepte științifice sunt prezentate cu o claritate extraordinară, îmbinând scepticismul cu uimirea. De la ora 20:30 pe ProTV puteți urmări Salt cu Angelina Jolie. Loialitatea ofițerului CIA, Evelyn Salt, va fi pusă la grea încercare atunci când un dezertor rus fugit la americani o acuză că ar fi spion. Salt fuge încercând să scape de urmăritor cu ajutorul abilităților ei și al anilor de experiență ca agent de operațiuni speciale. Însă eforturile sale de a-și dovedi nevinovăția nu fac decât să atragă și mai multe suspiciuni privind motivația ei. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
Vreme caldă în acest weekend în aproape toată țara. Conform meteorologilor, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, în special în regiunile sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, dar și deficitar în cele sudice. În București, temperatura maximă va fi de 30-32 de grade, iar cea minimă va fi de 13-14 grade, ușor mai coborâtă în zona preorășenească. În săptămâna 23-30 octombrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, în special în regiunile sud-estice. Vin vești bune de la meteorologi și pentru luna viitoare. Astfel, în primele trei săptămâni ale lunii noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României. Val de căldură, disconfort termic, dar și descărcări electrice în mai multe regiuni din România. Meteorologii anunță că valul de căldură și disconfortul termic se mențin în zonele joase din vestul, sudul și local în estul țării. În general, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade, iar cele minime între 17 și 20 de grade. Duminică, în capitală, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu probabilitate ridicată pentru fenomene asociate instabilității atmosferice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 34-35 de grade Celsius. Totodată, în majoritatea regiunilor vor fi ploi și descărcări electrice, fiind emis un cod galben. Astfel, în zonele de munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, nord-vestul Munteniei și local în Moldova, vor fi vijelii puternice cu rafale de peste 70-80 de km pe oră, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină. Cod portocaliu de ploi abundente și vânt puternic în capitală și în 18 județe din sudul țării. Codul a intrat în vigoare în această dimineață la ora 9. De asemenea, meteorologii anunță ninsori consistente și viscol în Carpații meridional și de curbură. În județele vizate de avertizare plouă abundent și se vor cumula cantități importante de apă, însemnând între 40 și 60 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 80 de litri pe metru pătrat. Viteza vântului va depăși local 60 de km la oră, iar în Dobrogea vântul va sufla cu 90 de km la oră. Avertizarea este valabilă până duminică la ora 15. Totodată, 15 județe se află de sâmbătă dimineață de la ora 3 și până duminică la ora 21, sub cod galben de ploi și vânt puternic. Avertizarea cod galben este valabilă pentru Oltenia, vestul Munteniei, sudul Transilvaniei și centrul Moldovei. În aceste zone plouă pe arii extinse, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Local se vor cumula 40-50 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu peste 50 de km la oră. În aceste regiuni, în zonele montane, sunt semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La noapte cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii relativ restrânse în centru, nord, nord-est și la munte și izolat în restul teritoriului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime se vor situa între 13 și 23 de grade. În București, cerul va fi variabil cu unele înnorări, dar probabilitatea pentru ploi de scurtă durată va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 17-18 grade. Mâine vremea va fi caldă, călduroasă în regiunile sudice și sud-estice și pe arii restrânse în est. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului local în nord, centru și est și izolat în rest. Pe spații mici, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. În București, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări, mai ales spre seară, dar probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi redusă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade.
La munte, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înorări accentuate îndeoseb după amiaza și noaptea, când se vor semnala averse, frecvente descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. La mare, valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Cerul va avea norări și trecător vor fi averse, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 20 și 23 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade. Iubești grătarul? La Kaufland între 16 și 18 august îl savorezi cu reducere de 30% la toată gama de sosuri Devil Ay. Ceafă de porc feliată și marinată la 27,99 kg, cartofi albi noi la 2,29 kg, iar în revista digitală Kaufland ne vedem de 3 ori cu alte 300 de promoții. Nu înțeleg nimic din scrisoarea asta, e ceva cu etă. Ia să vedem ce are moșul cu etă. Trompetă, amuletă, rachetă, racletă, bicicletă, vedetă, tabletă și net. Iarna asta magia se dublează. Ia-ți pachetul cu televiziune, internet și telefonie de la Romtelecom și primești tableta Samsung 3G plus acces online la filmul avioane. Iar pentru magie dublă, primești și net nelimitat de la Cosmote. Comandă în magazine. Romtelecom. Televiziune, internet, telefonie.